Reprezentanții Casei Județene de Pensii Argeș au anunțat că pentru seria cu date de plecare în perioada 23-27 martie, județului nostru i-au fost repartizate 59 de bilete de tratament balnear în stațiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Olănești, Moneasa și Pucioasa. Eliberarea biletelor se va face în perioada 13 martie-20 martie, conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Au rămas 20 de bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile Amara, 10 bilete, Bala, la 4 bilete, Buziaș 2 bilete, Covasna 1 bilet, 1 Mai 1 bilet, Moneasa 1 bilet. Persoanele interesate să obțină un bilet de tratament balnear de la Casa Județeană de Pensii trebuie să știe: contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament balnear. Se completează numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura de la sediul instituției, de pe site-ul www.cnpp.ro sau www.cgpargeș.ro. Lista stațiunilor, precum și alte informații utile, pot fi aflate fie de la sediul Casei Județene de Pensii Argeș din Pitești, fie de pe site-ul instituției.